În cursul zilei de astăzi, în cadrul Spitalului Municipal Câmpina, a fost efectuată în premieră o operație artroscopică. Aceasta a fost efectuată de doctorul ortoped Andrei Repede. Este vorba de prima intervenție artroscopică, prima intervenție pe genunchi sau în genunchi folosind instrumentar minim invaziv. Odată cu venirea noului coleg ortoped, doctorul Repede, am schimbat și gama de instrumentar și sperăm ca astfel de intervenții să devină și în Spitalul Câmpina rutină. Am mai făcut astfel de operații în cursul meu de pregătire în rezidențiat la Spitalul Universitar și am mai făcut câteva artroscopii în Irlanda când am fost într-un stagiu de de pregătire acolo. Pacienta a suferat de o afecțiune a meniscului, iar dacă s-ar fi intervenit cu o operație clasică, tânăr ar fi rămas cu cicatrici pe picior. Ca și în cazul chirurgiei laparoscopice, unde dispare tăietura abdominală, cicatricea la, la piele și tot disconfortul legat de incizia mare, și în cazul ortopediei, folosirea instrumentarului minim-invaziv înlătură tot disconfortul legat și estetic și dureros și posibilitățile de complicații în timp legate de aceste incizii, astfel încât pacientul se recuperează mult mai repede și cu un plus estetic. Nu a fost o operație grea, fiind prima operație care am făcut aici a fost mai laborioasă pregătirea pentru această operație, dar până la urmă a fost făcută cu succes. Pacienta am vizitat-o acum a fost operator, se simte foarte bine, o să mai vizităm și mâine dimineață, pentru că trebuie să fie în regulă. Managerul spitalului Câmpinan speră că în scurt timp aceste tehnologii inovatoare să fie cât mai des practicate în unitatea spitalicească pe care o conduce.